Alfons Daudet, Tartarin din Tarascon. Episodul 1, în Tarascon. Capitolul 2. Privire generală asupra orașului Tarascon, vânătorii de caschete. Pe vremea despre care vă vorbesc, Tartarin din Tarascon nu era încă Tartarin de astăzi, marele Tartarin din Tarascon, atât de popular în tot sudul Franței. Cu toate acestea, era chiar pe vremea aceea regele Tarasconului. Să vedem de unde îi venea această regalitate. Înainte de toate, trebuie să știți că acolo toți sunt vânători, de la cel mai mare până la cel mai mic. Vânătoarea e patima tarasconezilor și aceasta de pe vremea mitologică, când Tarasca făcea praf grădinile de legume ale orașului și când tarasconezii porneau goana împotriva ei. Prin urmare, vedeți că e cam mult de atunci. Așadar, în toate duminicile dimineața, tot Tarasconul își ia armele și iese din oraș cu sacul pe spate, cu pușca pe umăr, cu o droaie de câini, cu trompete și cornuri de vânătoare. E o priveliște minunată. Din nefericire, vânatul lipsește, lipsește cu desăvârșire. Oricât de proaste zdobitoacele, îți închipui că în cele din urmă au ajuns să nu se mai încreadă. La o depărtare de 5 leghe împrejurul Tarasconului, vizuinile sunt goale, cuiburile părăsite. Nici o mierlă, nici o prepeliță, nici măcar un iepuraș de casă, nici cea mai mică urmă de becață. Cu toate acestea, sunt destul de ispititoare micile coline tarasconeze cu mirosul lor de levănțică, mirt și rosmarin. Și frumoșii struguri tămâioși, umflați de zahăr, care se înșiră pe marginile ronului, îți fac cu ochiul al dracului. Da, dar din dos stă Tarascon. Și în lumea ligheanelor, cu păr și pene, Tarasconul e foarte rău văzut. Chiar și păsările trecătoare l-au însemnat cu o mare cruce pe foile lor de drum și când rațele sălbatice pogoară în lungi triunghiuri spre Camargu și zărez de departe clopotnițele orașului, aceea care e în cap începe să strige "Iată Tarascon! Iată Tarascon!" și tot cârdul se face cârlig. Într-un cuvânt, în ce privește vânatul, n-a mai rămas pe acolo decât un ștrengar de iepure bătrân, scăpat ca prin minune de măcelurile din septembrie ale tarasconezilor și care se încăpățânează a rămâne acolo. Iepurele acesta e foarte cunoscut în Tarascon, a fost și botezat. I se zice Rapidul. Toți știu că și-are culcușul în țarina domnului Bompard, ceea ce a îndoit, ba și întreit prețul pământului, dar până acum nimeni n-a putut prinde iepurele. Astăzi nu mai sunt decât vreo 2-3 nebuni de tarasconezi care îl mai urmăresc. Ceilalți au pus cruce și Rapidul a devenit de mult una din superstițiile locale, cu toate că tarasconezul e de felul lui foarte puțin superstițios și dacă găsește, mănâncă chiar și rândunele. Dar îmi veți zice, dacă vânatul e atât de rar în Tarascon, ce fac vânătorii tarasconezi în toate duminicile? Ce fac? Ei, Doamne, se duc pe câmp, la 2 sau 3 leghe depărtare de oraș. Se adună apoi în grupe mici, de câte 5 sau 6, se întind în liniște la umbra unei fântâni, a unui zid dărâmat sau a unui măslin, scot din tolbă o bucată de friptură de vacă, cepe crude, un cârnat, câteva sardele și încep o masă fără sfârșit, udându-și mereu gâtul cu vreunul din bunele vinuri al ronului, care te fac să râzi și să cânți. Apoi, după ce s-au înfierbântat bine, se ridică, fluieră câinii, încarcă puștile și încep să vâneze, adică fiecare din acești domni își ia cascheta, o aruncă din toate puterile în văzduh și o împușcă din zbor cu alice numărul 5, 6 sau 2, după cum e învoiala. Acela care își face mai multe găuri în caschetă e proclamat regele vânătorii. Și se întoarce seara ca izbânditor în Tarascon cu cascheta în vârful puștii și însoțit de lătratul câinilor și gălăgia fanfarelor. Deprisos să vă mai spun că în oraș se face o mare vânzare de caschete de vânătoare. Sunt unii pălărieri care vând caschetele găurite, gata,
pentru cei neîndemânatici, dar nimeni, afară de Bezuchet, farmacistul, nu le cumpără. E o rușine aceasta. Ca vânător de caschete, Tartarin din Tarascon n-avea pereche. În toate duminicile dimineața pleca mereu cu una nouă, în toate duminicile seara se întorcea cu o zdreanță. În căsuța cu baobab, podul era plin de aceste trofee glorioase. De altfel, toți tarasconezii îl țineau drept mai marele lor și fiindcă Tartarin știa codul vânatului și citise toate tratatele, toate manualele vânătorilor de tot felul, începând cu vânătoarea de caschete și sfârșind cu vânătoarea de tigri birmani, acești domni îl aleseseră marele lor judecător și îl luau ca împăciuitor în toate certurile lor. În toate zilele, de la 3 la 4 după prânz, puteai vedea la armurierul Costecald un om gras, serios și cu pipa între dinți, șezând pe un fotoliu îmbrăcat în piele verde, în mijlocul prăvăliei plină de vânători de caschete. Toți stăteau în picioare și se certau. Acela care le făcea dreptate ca un Nemrod și Solomon totodată era Tartarin din Tarascon.